Vreți să știți cu cine se iubește Ramona Gabor acum, de când a plecat prin țări străine? Cavalerul nu este un sheik din Dubai, nici vreun bogătaș din România. Iată ce a surprins în exclusivitate o echipă a știrilor Canal D în Turcia, la Istanbul. Gabor, ba este pe coasta de Azur, ba în țară să-și viziteze rudele, ba în Dubai. Toată lumea vorbește despre ea, dar de fapt nimeni nu știe mai nimic. Când presa voia că fata se răsfață în brațele unui șeic din Dubai, Ramona de fapt încerca să cucerească Istanbulul. Da, ați auzit bine, iubitul adevărat al Ramonei este un turc bogat. Vedeți acum la știrile Canal D imagini în exclusivitate cu cei doi porumbei la o plimbare prin orașul celor șapte coline. Prinsă în Istanbul alături de noua sa cucerire, sora Monicăi Gabor a avut o reacție de necrezut. Nu-i vine să creadă Ramonei că am găsit-o și în altă țară. Pur și simplu ar vrea să intre în pământ decât să vorbească cu noi. Se ferește de cameră de parcă ar avea ceva de ascuns. Noi insistăm și până la urmă Ramona ne răspunde la salut. Poftă de un porumb. Și e bun pentru dietă. Oh. Nici după minute bune domnișoarei Gabor nu-i vine să creadă că i-am descoperit secretul. Se plimbă prin Istanbul cu noul ei iubit și mănâncă porumb fiert la 3 lei bucata. This is real. This is me. Are you serious? Da, da, sigur. Deci, am văzut că ești un băiat, e iubitul tău. Oh my god. Ok. Nu mai are scăpare. Trebuie să ofere un răspuns. Oare va încerca să disimuleze totul? E complicat. Nu, e, da, este iubitul meu, da. De ce nu vrei să ne-l prezinti și nouă, că tău? Da, mi-a părut bine să vă văd. Și noi îți dorim vacanță plăcută. Tânărul cu care se plimba Ramona a fost instruit bine de sora Monicăi Gabor. Chiar și după ce pleacă Ramona de lângă echipa Canal D, iubitul merge la o distanță considerabilă de ea, în speranța că va reuși să rămână domnul misterios de până acum. Se comportă ca doi străini, dar prea târziu. Noi avem deja dovada că sunt împreună, iar reacțiile Ramonei spun totul. Ca să scape din vizorul nostru, Ramona se sfătuiește cu iubitul și cu ghidul lor și iau decizia de a intra în Moscheea Albastră, unde au zăbovit minute bune. Ce să înțelegem de aici? Că Ramona este dornică să învețe cât mai multe lucruri despre lumea musulmană? Oare o avea gânduri serioase cu tânărul turc? Oricum ar fi, noi le dorim fericire împreună.